mă bucur tare mult că ne întâlnim astăzi. Mă numesc John, cum vorbiți noastră? Oana. De unde ești, Oana? Din Râmnicu Vâlcea. Oana, ce te aduce astăzi aici? Păi, din solaritate, sunt foarte emoționată și foarte... Să încercăm să ajutăm cum putem copilașii, să îi scoatem puțin din stare. Le-am cumpărat jucărioare, noi inițial am venit pregătiți, cum am văzut peste tot muncării. Vreau să se vadă către cei care urmăresc acest material. Am văzut de mai multe ori gestul ăsta, fiecare copil care... Da. A venit către țară, a primit o păpușică. Care e sentimentul pe care l-ai atunci când dăruiești o păpușică? E un sentiment de mulțumire și încercăm să le alinăm puțin durerea, să zic așa, și să nu mai fie speriați. În general sunt foarte speriați de noi. Prima seară pentru mine a fost un eșec total, pentru că am încercat să ajutăm oamenii neștiind că noi suntem cu intenții bune, s-au speriat foarte tare. Încet, încet, cu răbdare, am reușit să comunicăm cât știu engleză, cât nu, cât prin semne. Chiar ieri am avut un caz cu două doamne, noi suntem și de la o asociație de cățeluși, din Râmnicu Vâlcea. Cum se numește asociația? Asociația Every Life Counts. Și ieri am ajutat două doamne, n-aveau cățelușii, așa, foarte, cipuri. Ne-am descurcat cum am putut, am rezolvat acum. Ținem legătura în continuare cu dânsele, trebuie să mergem din nou la un centru de refugiați unde ne așteaptă cu câțiva cățeluși, să le dăm puști, tot ce le trebuie, mâncărică. Acum ne chinuim să trimitem și un pachet în Ucraina cu medicamente, avem o doamnă, colega mea ține legătura cu ea. Are probleme cu cățelușii 4, mai are pastile pentru 2 zile și tot încercăm din vorbă în vorbă să vedem cum putem să continuăm. Oana, care e mesajul tău pentru refugiații care vin către România? Să fie tari și indiferent de orice se va întâmpla, noi românii suntem în ei. Mulțumim din suflet! Mulțumesc și eu!